Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Luiza Cergan, bine v-am regăsit la știrile serii. România și-a îndeplinit deja obiectivele la summitul NATO de la Madrid. Alianța Nord-Atlantică a luat mai multe decizii considerate istorice. Astfel, Finlanda și Suedia au fost invitate oficial să intre în NATO, iar Statele Unite au decis să își intensifice considerabil prezența în țara noastră. În plus, Rusia a fost declarată oficial o amenințare la adresa Alianței. Acest summit reprezintă una din cele mai semnificative reuniuni aliate din ultimii ani în ceea ce privește rezultatele pentru România, pentru țara noastră. Toate obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse și rezolvate în sensul solicitat și sperat de noi. Summitul istoric de la Madrid se dovedește unul de bun augur pentru România. Țara noastră a obținut ce a dorit, întărirea flancului estic, declararea Mării Negre drept punct strategic și calificarea Rusiei drept amenințare la adresa NATO. Klaus Iohannis a discutat cu Joe Biden despre sporirea prezenței americane în România. Am avut o scurtă discuție cu președintele Biden și tema principală, în mod natural, a fost creșterea prezenței americane în România și implicit în regiune. Acum, în cadrul sesiunii propriu-zise, președintele Biden a repetat și a spus că suplimentează prezența în România cu un comandament de brigadă. Numai puțin de 5.000 de soldați americani vor apăra România. Atât nordul, cât și sudul flancului estic au o structură similară, care se bazează pe prezența americană și grupurile de luptă, ceea ce asigură coerența posturii pe întregul flanc, așa cum am cerut noi tot timpul. Anunțul președintelui Biden referitor la prezența suplimentară americană în România prin dislocarea unui comandament la nivel de brigade de luptă în țara noastră exprimă încă o dată soliditatea parteneriatului nostru strategic cu Statele Unite ale Americii. Grupul de luptă înființat în România poate fi crescut la nivel de batalion, cum este în prezent, la nivel de brigadă, dacă situația de securitate o va impune. Nu au fost singurele obiective atinse de România la acest summit. Împreună cu ceilalți aliați, am adoptat decizii de importanță majoră care fac din Alianța Nord-Atlantică o organizație mai puternică, mai eficientă și mai prezentă la nivel internațional. Am decis consolidarea sprijinului pentru Ucraina prin adoptarea unui pachet consolidat de măsuri de asistență. Aici, la Madrid, am decis intensificarea sprijinului pentru parteneri, în special pentru cei din vecinătatea estică, deci inclusiv pentru Republica Moldova și Georgia, cei mai expuși efectelor evoluțiilor de securitate.